Era o ofertă prea bună pentru a fi adevărată. Cum să gestionezi banii? Ce sunt banii? Ce faci cu ei? De asta le e frică. Revenind la Mike și la Robert, au avut încă de la început o oportunitate de a face bani. Ocazional, angajații magazinului aruncau revistele. A cerut ca revistele să le ia el. Le-a luat cu condiția de a nu le comercializa. Așa și-au început ei prima afacere. A doua afacere, prima deja eșuase. Și-au deschis o bibliotecă la Mike în subsol. Și-au angajat pe cineva și au început să facă bani. O revistă de benzi desenate costa 10 cenți. Ei au pus pentru câteva ore taxă de intrare 30 de cenți. Era o afacere echitabilă și pentru ei și pentru cei care veneau să vadă revistele. Uau, ce-mi fuge roata de spate. Dar prezența lor nu era necesară, așadar au făcut ca banii să muncească pentru ei. Măi, dar tot mai frig e. Când am plecat de acasă erau 15 grade și era soare. Pentru a deveni bogat, este foarte important să cunoști în educație financiară diferența dintre active, închidem viziera, că probabil nu se aude, și pasive. Ce sunt activele? Activele sunt cele care îți bagă bani în buzunar. Cele care îți aduc venit. Pasivele îți scot bani din buzunar. Nu poți să faci bani din acel obiect. De menționat e faptul că poți transforma activele în pasive și invers. Cum? Să dau exemplu de câteva active. Activ poate să fie un bun imobiliar. Ai o casă pe care o ții în chirie. Ție o să-ți vină bani fără să faci nimic. Acesta este un activ. Alt activ poate să fie mașina, propria mașină. O customizezi, o aranjezi foarte frumos și o dai în chirie, la evenimente. Tu aceste două le poți transforma în pasive. Cum? Păi, pur și simplu, casa nu mai ții în chirie. Stai tu în ea. Atunci, doar o să-ți mănânce banii. Mașina, la fel. Alte active, să zic, sunt acțiunile, obligațiunile, bunurile intelectuale, adică uite, de exemplu, scrii o carte. Ea o să-ți facă bani. Puțin, ușor, ușor, treptat, dar o să-ți facă. Un bun exemplu de așa nu luat din carte este despre un cuplu. Un cuplu destul de înstărit, câștigau destul de mulți bani, ei stăteau în chirie. Până în ziua în care s-au hotărât să își cumpere casa visurilor lor. Așa că și-au cumpărat casa, automat și-au trecut pe lista pasivelor impozitul de proprietate. Pe lângă asta, și-au dorit o mașină nouă, și-au dorit mobilier nou, totul să fie nou. Și-au umplut lista de pasive. Au făcut și un copil. Venind un copil pe lume, a fost nevoie de o sumă mai mare de bani pentru a se întreține. Deci, mai mulți bani înseamnă mai multă muncă. Mai multă muncă înseamnă impozite mai mari. Și automat te-ai aruncat în cursa șobolanului, din care greu mai ieși. În momentul în care vezi că-ți sapi groapa, nu mai săpa, oprește-te. Cum s-a îmbogățit Ray Kroc? Cine e el? E fundatorul McDonald's. Cum s-a îmbogățit? Nu vânzând hamburgeri, ci cu imobiliare. Să amintim puțin și despre istoria impozitelor. La nivel de țară, prima oară a fost în 1874 în Anglia. Iar în America în 1900 și ceva. Cine a votat această lege? Au votat-o cei săraci. Pe vremea aceea, plăteau doar oamenii bogați impozite. Cum este în ziua de azi? Oamenii bogați nu plătesc impozite, doar oamenii săraci. Într-o zi, domnul Robert făcea jogging. El a tot observat o casă care stătea la vânzare de multă vreme, așa că în acea zi s-a oprit la proprietar și au stat puțin de vorbă. De un an de zile se chinuia să vândă casa și n-a reușit. Asta a fost o oportunitate pentru Robert. În jumătate de oră a reușit să cumpere casa. Bă, dragii de voi, băi! Bă, și gropile astea nu sunt dragi. A reușit să cumpere casa cu 20.000 de dolari mai puțin decât ceruse proprietarul. Timp de un an de zile a ținut-o și el în chirie. De ce a așteptat el un an de zile și n-a vândut-o imediat după?
pentru că atunci încă erau prețurile mici la imobiliare. Din toată afacerea asta, el a făcut un profit de 40.000 de dolari. După mai multe astfel de tranzacții, de la o casă pe care o cumpărase cu 45.000 de dolari, a ajuns să dețină o proprietate în valoare de 1.200.000 de dolari. Foarte important este că s-a ajutat de legea 1031, care îți permite să amâni impozitele. Care este cea mai mare avere a unui om? Este ceea ce cunoaște. Iar cel mai mare risc pe care și-l asumă este ceea ce nu cunoaște. Robert s-a angajat ca ofițer. Era ofițer de gradul 3, lucra 7 luni din 12 și primea un salariu destul de bun. Dar el, după 6 luni, și-a dat demisia pentru că a vrut a vrut să învețe. S-a înrolat în infanteria militară pentru că își dorea să învețe să piloteze avioane. I-a plăcut foarte mult, dar s-a dat demisia și de acolo, pentru că el a simțit nevoia să, măi, cursule, tu alergi într-un picior, înveți să vândă. S-a angajat la Xerox. Dacă am vorbit mai devreme despre fondatorul McDonald's, să vorbim și despre fondatorul KFC, colonelul Sanders, la 66 de ani a dat faliment. Mulți oameni ar fi renunțat atunci. El nu a renunțat. Până să aibă succes, a fost refuzat de 1009 persoane. Abia 1010-a i-a recunoscut puiul ca fiind bun, iar KFC-ul a devenit de atunci ceea ce știm noi că este astăzi. Ce fac oamenii atunci când iau salariu? Își plătesc impozitele, își plătesc toate taxele, eventual și datoriile, dacă au. Atunci când e salariu, pentru a-ți pune creierul în funcțiune, plătește-te pe tine întâi. Cum adică să te plătești pe tine întâi? Păi îți tragi pur și simplu din salariul tău, pentru că meriți, tu muncești pentru el. Îți tragi o porție de bani și îi pui la pușculiță. Faci ceva cu ei, bani care mai târziu vor fi investiți. Dacă nu mi-ajung banii după să plătesc taxele, în momentul în care nu ți ajung, vei fi constrâns de situație. Ce faci atunci? Creierul tău o să încerce să găsească alte soluții prin care să facă bani. Nu fi tentat să intri în banii pe care i-ai economisit. Apropo, banii pe care îi economisești, în timp se devalorizează. Trebuie investiți. Nu trebuie ținuți la pușculiță să facă pui. Când eram mic, cu 100 de lei, puteai să cumperi foarte multe din magazin. Acum cu 100 de lei nu cumperi mai nimic. Peste câțiva ani o să fie mai rău. Deci banii se devalorizează, așa că nu îi lăsa la pușculiță, investește-i. Găsește-ți un scop. Ce este scopul? Scopul este o combinație între ceea ce vrei și ceea ce nu vrei. De exemplu, tu vrei să te plimbi, că încă ești tânăr, vrei să te duci să vizitezi toate continentele. Vrei să te duci să vezi aurora boreală. Vrei să te plimbi cât mai mult, ești tânăr. Ce nu vrei? Nu vrei să muncești toată viața? Oamenilor le e mult mai ușor, dacă au un scop, să aibă și o persoană de la care să se inspire. De exemplu, dacă tu vrei să devii fotbalist bun, poți să iei ca referință pe Messi sau pe Cristiano Ronaldo. Ei sunt o sursă de geniu pur. Ei fac treaba cu ușurință și pare că se poate. Deci dacă pentru ei s-a putut, o să-ți dea și ție o încredere mare în tine, că se poate. În încheiere vreau să adaug că dacă ceva nu merge bine, fă un pas înapoi, privește tot ansamblul a ceea ce se întâmplă. Vezi de ce nu funcționează, de ce nu merge bine, ce nu-ți iasă. Vino cu idei noi și încearcă iar. Dacă iar nu merge, mai încearcă o dată. Fă asta până o să reușești și foarte important să fii perseverent.